Incendiul a izbucnit aseară în bucătăria locuinței unde soția proprietarului pregătea ceva de mâncare. Focul s-a extins rapid, iar în câteva minute a cuprins întreaga locuință. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Garda Balș cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar în sprijin a venit și un echipaj de la serviciul de ambulanță. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent cu flacără și degajări mari de fum la întreaga locuință. Soția proprietarului, în vârstă de 80 de ani, a fost găsită cu arsuri superficiale la nivelul feței și membrelor superioare. Femeia era conștientă, a fost preluată de echipajul de la ambulanță și transportată la spitalul din Balș. Mai bine de două ore au intervenit pompierii pentru a stinge incendiul. Intervenția pompierilor a durat aproximativ 2 ore și jumătate, fiind distrusă locuința în totalitate compusă din 3 camere și acoperișul pe 60 de metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului este folosirea focului deschis în spații închise. Valoarea bunurilor distruse în incendiu se ridică la peste 25.000 de lei.